O fotografie emoționantă cu fiica Elenei Udrea a fost dezvăluită recent chiar de tatăl ei Adrian. În ciuda faptului că este nevoită să crească fără să aibă alături mama, micuța primește tot sprijinul și toată susținerea bărbatului, care încearcă să-i facă viața cât mai frumoasă. Încarcerată timp de 6 ani în urma condamnării primite în Gala Bute, Elena Udrea nu poate fi alături de fiica sa în cei mai importanți ani ai formării micuței. Din spatele gratilor, fostul ministru se luptă, folosind toate pârghiile de care dispune prin lege pentru a petrece timp cu fiica sa. În această perioadă, partenerul de viață al politicianului și-a asumat rolul de tată și mamă, fericirea copilului fiind principala sa prioritate. El este cel care are grijă ca zâmbetul să fie prezent cât mai mult pe chipul fetei. Recent, acesta a publicat pe o platformă de social media o imagine emoționantă în care apare alături de Eva Maria. Zâmbitor, este evident că plimbarea în aer liber cu câinele familiei Oscar le-a adus o doză serioasă de fericire în suflet. Echipată corespunzător pentru O Zi Geroasă, fiica Elenei nu este deloc deranjată de temperaturile scăzute, din contră, copila pare să se distreze de minune. Momentul reîntâlnirii mamă-fiică a fost încărcat cu emoții puternice. Am avut azi vizita săptămânală, care ține 2 ore. Am găsit-o fericită că am reușit să ajungem la ea, am venit cu cea mică. I-am cântat la mulți ani, s-au ținut în brațe, a spus Adrian. După această întâlnire, bărbatul a dezvăluit că Elena se simte nedreptățită. E nemulțumită că aproape 2 ani de zile au trecut de când este la regim deschis și nu i s-a acordat nicio zi de permisie, în măsura în care dreptul legal pe an este de 30 de zile de permisie, a mai declarat Adrian Alexandrov.